Cum vi se par ultimele anunțuri făcute de către guvernație, în special ce a spus recent doamna Lia Olguța Vasilescu cu privire la, la opționalitatea acestui pilon 2? Da, e un subiect care se tot discută de vreun an de zile. Dacă ne uităm un pic în urmă, cam acum un an, cred, în vară, vara trecută a apărut cumva dată ca cert desfințarea pilonului 2, ulterior s-a revenit și de atunci au fost etape și etape în care acest subiect a reapărut pe agendă. Pare într-adevăr că ne îndreptăm către o decizie în care acest pilon 2 devine opțional. Contează, cred, foarte mult cum se face această opționalitate, în sensul că toți cei care sunt acum în pilonul 2 vor trece în pilonul 1 și vor putea să opteze să treacă în pilonul 2, ceea ce cred că ar conduce la o situație în care ar fi foarte puțini cei care optează, datorită, pe de-o parte, lipsei de informare, poate datorită timpului scurt al unei astfel de proceduri, poate datorită lipsei de capacitate a administratorilor de fonduri acum, care nu mai au acele rețele de agenți care au fost la început utilizate pentru a colecta adeziuni la fondurile de administrare și atunci le-ar fi greu să meargă în teren să explice oamenilor de ce ar fi avantajați de pilonul 2. Sau varianta cealaltă în care toți cei care sunt acum în pilonul 2 poate să rămână dacă nu iau nicio decizie, iar cei care optează să depună o cerere să treacă în pilonul 1. Și aici probabil va conta foarte mult campania de informare pe care de data aceasta ar trebui să o facă statul în a explica de ce e mai bun pilonul 1 decât pilonul 2. E greu să văd avantajele unui astfel de mers, adică care ar fi argumentele statului în a puncta acele avantaje, mai ales pentru generația, să spunem, care mai are vreo 20 de ani până la pensie. Adică de ce un tânăr între 30 și 40, 50, să zicem, sau un tânăr care chiar acum intră în câmpul muncii, ar fi mai atras de pilonul 1, când vedem toate problemele care zic eu că sunt foarte reale și foarte evidente în ceea ce privește demografia și efectul pe care aceasta îl va avea asupra pilonului de pensie. Adică numărul de persoane care vor avea dreptul la o pensie în 20 de ani, să spunem, sau 30 de ani, și numărul de contribuabili la sistemul de pensie, având în vedere rata natalității și ce se întâmplă acum la nivel demografic cu toate aceste fluxuri, să spunem, de emigrare pe care România le-a trăit în acești 20 de ani și care pare că nu se opresc și continuă. Unul dintre motivele pentru care se gândesc la această opționalitate este și faptul că sunt mai puțin bani la buget. Dumneavoastră aveți vreo soluție care pur și simplu să se ignore această opționalitate a pilonului 2? Până la urmă discutăm de fapt prin opționalitatea pilonului 2 de o sumă de bani care ar trece de acum înainte sau nu ar mai trece, de fapt, din buget către această administrare privată în pilonul 2, ci ar rămâne în bugetul de stat. Nu discutăm și nu s-a pus problema, din ce am văzut, la acea naționalizare, să spunem, de care discutați inițial și care cred că nici nu poate fi făcută. Adică sumele deja acumulate, care de fapt sunt individualizate ca un cont în bancă până la urmă, pe numele persoanei care a contribuit, nu cred și înțeleg că nici nu se intenționează acest lucru să fie trecute în buget. Se discută doar de ceea ce de acum încolo se contribuie și în ce măsură acele sume mai trec sau nu în administrare privată. Nu cred că sunt niște sume, mai ales dacă devine opțională, până la urmă, dacă e vorba doar de un exercițiu în a da persoanei posibilitatea să aleagă, nu cred că e un lucru rău în sine. Posibilitatea de a avea acest drept de opțiune, în măsura în care opțiunea este una informată și decizia este una asumată de către cel care este pus în fața acestei decizii. Cred că, până la urmă, dacă discutăm de o sumă de un miliard pe an, să spunem, de lei, care ar putea să rămână în pilonul întâi ca urmare a deciziilor anumitor persoane de a trece în pilonul întâi, nu mi se pare o sumă care să ajute în vreun fel bugetul, având în vedere până la urmă avergura sumelor de care discutăm la nivelul bugetului de stat. Dar ca exercițiu, dacă așa până la urmă rămâne doar ca opțiune,
și se discută și într-adevăr se dezbate, se analizează avantajele și dezavantajele pilonului, poate toată această discuție despre comisioarele administratorilor, despre modul în care au folosit banii, folosește până la urmă la creșterea randamentului pilonului 2, ceea ce ar fi un lucru bun. Dacă din toată această campanie toți participanții ies mai informați și mai cunoscători și apare o competiție poate mai mare între administratorul a demonstra modul în care au fructificat acei bani, cred că în final e un lucru bun. Poate statul să găsească o soluție prin care la pilonul 1 să ofere cumva, nu știu, un randament, nu știu, să poate să găsească, nu știu, o prevedere legislativă prin care să ofere un plus, să garanteze un plus când va ieși omul la pensie? Nu văd cum, pentru că acest pilon 1, până la urmă, este un pilon bazat pe transfer intergenerațional, adică nu discutăm de o acumulare, nici discutăm de randamente, discutăm de un raport al contribuțiilor plătite de cei care muncesc astăzi pentru a finanța pensiilor celor care au ieșit la pensie până astăzi. Prin urmare, ideea unui randament nu ține de o formulă magică a ceea ce pot să fac pe loc pentru a schimba această proporție, că ea e dată. Ea ține, cred, de un proces mult mai amplu de a genera cât mai multe locuri de muncă, cu cât mai mulți contributori în sistemul de pensii actual, care să genereze până la urmă o proporție mult mai mare a celor care muncesc vis-a-vis de pensiile care trebuie plătite. Că, de fapt, asta e marea problemă. Câte pensii trebuie să plătim din sumele colectate de la cei care muncesc azi? Dacă numărul acesta al celor care muncesc azi scade din diverse motive, iar numărul celor care ies la pensie crește, iarăși, ca urmare a acestui dezechilibru demografic pe care îl avem în România, ca urmare a măsurilor luate în perioada anterioară, 89, de-a lungul unor ani de zile, care au generat, practic, o anumită masă, să spunem, de populație la o anumită vârstă care va ieși la pensie la un moment dat, practic acest lucru eu nu cred că poate fi rezolvată printr-un miracol, ci ține de niște măsuri pe care statul ar trebui să le fi luat deja sau să le ia de acum încolo cu privire la demografie, cu privire la numărul de copii pe care o familie din România îi are și și-ar dori să aibă și ar putea să-i întrețină. Adică ce tip de măsuri poate să ia statul ca ușor-ușor să ajute acest lucru. Pentru a ne fi bine poimâine, cred că n-avem încotro decât să acceptăm că mâine trebuie să ne fie un pic mai rău. Și atunci trebuie să vedem ce alegem. Alegem să ne fie bine astăzi și atât, cum pare că de fapt asta facem, ne gândim strict la ce facem azi și poate eventual mâine dimineață, nici măcar mâine la prânz, sau ne uităm un pic mai departe de atât, la mâine, la săptămâna viitoare, la ce facem peste 20 de ani, ce face generația care acum se naște și care până la urmă va trebui să plătească niște pensii care, dacă facem calculul, ca să fie la un nivel, cred eu, de decență vorbim, nu de a asigura un trai îmbelșugat, cred că dacă facem calculul s-ar putea să constatăm că trebuie să le luăm tot salariul, adică acele persoane de fapt să contribuie cu tot ce muncesc pentru a finanța acele pensii. Ceea ce e clar că nu se poate. Adică, până la urmă, e clar că bugetul va trebui din ce în ce mai mult în timp să suplinească acest deficit al fondurilor de asigurări sociale de pensii.